Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Lada cu zestre, în care descoperim lucruri valoroase care merită să le transmitem mai departe. Invitata noastră de astăzi, doamna Angela Țiprigan, a revenit în studioul nostru. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Povestim tot despre Crăciun și atunci când amintim de această sărbătoare, imaginația și mintea multora dintre noi se îndreaptă înspre o anumită perioadă, o perioadă a copilăriei, a lipsei de griji, a unui farmec special aparte pe care această sărbătoare îl aducea. Ne propunem și astăzi să facem o astfel de călătorie pentru a identifica lucruri esențiale pe care s-ar putea să le pierdem din vedere în febra aceasta a consumismului. Înainte de a face o incursiune în copilărie sau în Crăciunul de altă dată, așa cum mi-am propus în acest episod, aș vrea să ne amintim că data trecută am discutat despre bilanțul de sfârșit de an și luna recuperărilor, despre invitații pe care îi vom avea de sărbători, despre primii pași în pregătirea cadourilor și despre Advent, atunci când ne-am propus să facem împreună cu copiii un arbore genealogic cu toate personajele din istoria Domnului Iisus Hristos. Copiilor le plac așa de mult poveștile, așa că, dragele mele, în paralel cu poveștile sau povestirile adevărate, mai corect spus, despre aceste personaje biblice care sunt în genealogia Domnului Iisus Hristos, să nu ezităm să le povestim copiilor noștri despre amintirile noastre din copilărie, despre modul în care era sărbătorită atunci nașterea Domnului. Iată, pentru că am acest har și am învoirea Cristinei, aș vrea să vă citesc un eseu pe care l-am scris cu ceva timp în urmă despre modul în care era sărbătorită nașterea Domnului Iisus Hristos în copilăria mea. Așadar, cea mai frumoasă amintire din copilăria mea rămâne de departe pregătirea Crăciunului. Parcă văd cum brusc mama a uitat de toate bolile, de reumatismul care înțepenea spatele și articulațiile și ne-a antrenat pe toți într-o curățenie generală pentru care o invidiez și astăzi. Se pricepea grozav să ne împartă treburile și să ne cultive convingerea că fără participarea noastră s-ar fi dărâmat casa. Își pregătea din timp toate cele de trebuință, iar în ziua cu pricina ne scula cu noaptea în cap și începeam prin a scoate totul într-o magazie. Noroc că aveam doar două camere, în care întâi curățam sobele, apoi dădeam cu var și cât timp se usca varul, spălam toate păturile și preșurile făcute din resturi de cârpe și le puneam afară să înghețe. Acopeream apoi pereții cu un tapet în 2-3 culori. După atâția ani de întrebuințare, cele mai multe cartoane erau rupte, așa că adeseori noi, copiii, le completam după cum ne da ghes imaginația. Rezultatul era total diferit de cel inițial, dar mama ne încuraja spunându-ne că așa arată mult mai bine. În timp ce noi vopseam tâmplăria, frații mei vopseau paturile, saltelele, astfel încât până noaptea târziu totul era pus la loc. A doua zi, mama fierbea oalele cu leșie din cenușă, în timp ce noi spărgeam nucile și făceam ultimile retușuri la curățenie. Urma ziua de ajun cu prepararea cozonacilor. Cine ar fi putut să o întreacă pe mama la aceasta? Nici acum nu-i pot face la fel. Era ziua noastră preferată. Fiecare primeam câte o bucată de aluat. Cu părul acoperit, cu mânecile suflecate și cu șorțuri improvizate, ni se părea că suntem niște prințese pregătite pentru încoronare și că urmează ritualul cel mai sfânt, când aveam puterea să modelăm după dorință toate personajele peste care urma să domnim. Câte figurine mai făceam? Mama termina de copt, în timp ce noi încă mai lucram la împărăția noastră. Acoperiți de făină astfel încât ni se vedeau doar ochii, eram transportați definitiv în lumea mirifică a imaginației. Însă mama era nevoită să ne oprească, căci cuptorul nu mai putea aștepta. Jăraticul era tras la o parte și urma un alt ritual, cu punerea oalelor de pământ legate cu sârmă și pline cu sarmale care fierbeau cel mai bine în cuptor. Personajele coapte din aluat de cozonac constituiau deseori jucăriile noastre până la Paște, când făceam altele. Urma baia din ciubărul aflat în mijlocul camerei, când mama ne săpunea și ne freca bine cu leșie. Știți ce e aia? Apă de ploaie în amestec cu cenușă. Ne spăla pe cap ca să ni se îndesească părul și să lucească frumos. Ne îmbrăca în haine dezinfectate prin terapia înghețului și ne suia pe cuptor, de unde nu aveam voie să coborâm decât atunci când termina de adunat tot și punea preșurile curate pe jos. Nu aveam brad, dar pentru sărăcia din vremea aceea ni se părea că suntem în rai. Era o armonie pe șifonier,
Aranjate ca soldați în straie de sărbătoare, gutuile își răspândeau parfumul, concurând cu merele așezate în castroane de lut pregătite pentru colindători. Pe dulapul din bucătărie, în covata de lemn, erau aliniați cozonacii, înveliți cu ștergare de in ca să se păstreze proaspeți. Pe plită fierbeau răciturile, borșul de găină și semințele de in pentru prăjitura pe care numai mama știa să o facă. Era momentul în care apărea tata. Grajdul era curățat, vitele aveau fân proaspăt, provizia de lemne pentru sărbători era asigurată, iar gălețele umplute cu apă limpede. Trebuia să dezbrace totul în tindă, să treacă prin ciubărul pregătit de mama și abia apoi putea să intre în casă. Cu mâinile muncite deschidea cu grijă singura Biblie din casă și ne citea despre nașterea Mântuitorului. Era atâta sfințenie și solemnitate, încât aveam impresia că asistam direct la eveniment. Toată camera se umplea de îngeri de lumină și parcă vream să încremenească clipa. Ne trezeau doar cetele de colindători care veneau la geam. Erau momente în care nu știam dacă ne vizitează cerul sau, dimpotrivă, noi ne înălțam acolo. Totul era perfect și totuși urma încă o surpriză. Chiar dacă mama crescuse orfană și nu avusese pe cineva care să-i facă daruri, Dumnezeu i-a dat înțelepciunea și dorința de a le oferi copiilor ei tot ceea ce ea nu primise vreodată. Încă din primii ani ai copilăriei noastre, a făcut din Crăciun sărbătoarea darurilor. Fiecare dar era pus sub pernă și totdeauna primeam ce ne doream. Nici azi nu înțeleg cum făcea mama ca într-o vreme atât de austeră să ne ofere atâta bogăție. Sfânt sacrificiu! Doamne, adu-ți aminte de jertfele ei! Niciodată nu recunoștea că ea era cea care ne punea darurile. De fiecare dată spuneau că acestea vin de la Domnul Iisus. Când am crescut, mi-am pus în gând să nu dorm toată noaptea, ca să o surprind pe mama când ne purișa darurile sub pernă. Însă oricât m-am străduit, Dumnezeu n-a îngăduit ca incidentul acesta să se petreacă. Trebuia ca farmecul și vraja sărbătorii să rămână intactă. Orice sărbătoare înseamnă solicitare fizică, emoțională și financiară. Când sunt tentată să văd mai mult partea de oboseală, o scurtă incursiune în sfințenia copilăriei mă îmbogățește cu amintiri frumoase. Sunt motivată astfel să nu precupețesc niciun efort ca să adaug cu fiecare sărbătoare o perlă rară în zestrea amintirilor cu care doresc să plece în viață copiii mei. Le urez drum bun, nu numai cu amintirile, ci cu însăși sărbătoritul. Oare cum se face că orice persoană, dacă întrebi care a fost cel mai frumos Crăciun din viața ei, răspunsul este invariabil cu referire la o amintire din copilărie? Ați găsit răspuns la această întrebare? Nu știu, cred că ochii de copil văd altfel o sărbătoare și tocmai de aceea, ca mame, trebuie să ne străduim cât mai mult să implementăm în inima copiilor noștri obiceiuri sfinte cu privire la adevărata semnificație acestei sărbători. Dacă este să continuăm aplicația practică a acestor pregătiri în această săptămână, îi putem provoca pe copii să facă desene tematice. Vom vedea astfel care este proiecția din mintea lor cu privire la înțelesul esenței acestei sărbători. Poate că cel mai frumos element de decor din casa noastră la Crăciun nu este bradul, ci această expoziție cu desenele tematice ale copiilor și ale nepoților noștri. Dacă tot anul au stat cam mult pe jocurile video, cred că este o oportunitate să le stârnim interesul pentru tot ce facem în pregătirea acestei sfinte sărbători și să fie așa o amintire pe viitor, că și atunci când vor fi întrebați, nu așa cum ai întrebat tu mai devreme, care este sărbătoarea cea mai frumoasă, să poată să facă referire la această perioadă și străduindu-ne la modul acesta, va fi, cred că, acea amintire care va fi suficient de puternică sau cu mult mai puternică decât toată poleiala și sclipiciul acestei lumi și, indiferent de meridianul pe care vor ajunge să-i cheme de fiecare dată acasă și când spun acasă, nu mă refer numai la casa părintească, ci mă refer la ce înseamnă acel acasă la Iisus și la adevărata semnificație a sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Asta este chemarea noastră, să putem să-i trimitem pe copiii de acasă cu cât mai multe moșteniri prețioase care, într-adevăr, să poată să facă diferența în toate etapele vieții lor. Indiferent dacă este vorba despre copiii noștri sau despre noi, trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre Crăciun, fie în cuvinte simple sau elevate, filozofic sau cu înțelepciune, între săraci sau bogați, Crăciunul are un singur simbol, este aniversarea Domnului nostru Iisus Hristos.
indiferent de modul în care alegem să păstrăm tradiții, forme sau obiceiul, Crăciunul rămâne același, esența adevărului prin care Iisus a întrupat. Indiferent dacă oamenii aleg să-L onoreze sau să înlocuiască sărbătoritul cu Moș Crăciun, lumini și consumerism, Crăciunul exprimă marea dilemă a iubirii divine. Atunci când Dumnezeu a ales să-și trimită Fiul ca să ne salveze. Indiferent cât se străduiește diavolul să fure esența sărbătorii, realitatea Crăciunului și a nevoii de Mântuitor este mai evidentă ca niciodată. Nimic n-a putut împiedica venirea Mântuitorului. Chiar dacă a ales să se nască dintr-o fecioară și pentru toți cei din jur era o sarcină nedorită și așa cum noi am definit-o de fapt astăzi și i-am sugerat să o elimine. Chiar dacă legea în Israel permitea uciderea cu pietre în asemenea situații, chiar dacă nu s-a găsit niciun loc de popas care să-i ofere condiții optime, chiar dacă întreaga cetate era preocupată de febra recensământului, chiar dacă Irod, la aflarea veștii nașterii unui nou împărat, a dat porunca să fie uciși toți pruncii sub 2 ani, nimic n-a putut să împiedice împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o. Nici o piedică nu l-a determinat pe Dumnezeu să se răzgândească. Dacă noi avem astăzi harul să celebrăm o zi aniversară a Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am născut în această parte a istoriei, este pentru că Dumnezeu a avut un plan. Și când El are un plan, nimeni nu-i poate sta împotrivă. Să nu uităm că diavolul se luptă și azi din răzputeri să distorsioneze esența acestei sărbători, așa cum a făcut de secole. Desigur, azi mijloacele sunt diferite. El se luptă să ne împiedice să ajungem în cerul din care a fost alungat, dar noi să ne împotrivim lui tari în credință că toate promisiunile lui Dumnezeu stau în picioare și ce altceva este Crăciunul dacă nu împlinirea tuturor promisiunilor din Vechiul Testament. Să ne ancorăm, dragele mele, așadar, toate speranțele în această promisiune și să ne pregătim în fiecare zi inimile pentru această mare celebrare. De fiecare dată când celebrăm nașterea Domnului Iisus Hristos, nu facem altceva decât o mică repetiție pentru adevărata sărbătoare pe care o vom celebra în cer, în prezența nemijlocită chiar a sărbătoritului. Și vreau să vă spun că eu abia aștept acea zi și cred că și voi, dragele mele, la fel. Iată cum această incursiune în trecut a avut un scop bine definit. Identificăm în trecut momente speciale în care ce era esențial prima, cu adevărat, și curățenia exterioară era o expresie a dorinței de a sublinia valoarea acestei întrupări a Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că fiecare dintre noi am putut să facem acest exercițiu și v-am însoțit în călătoria aceasta, în Crăciunul de odinioară. Mulțumind în gând părinților noștri care ne-au asigurat un asemenea context și cele care am avut un astfel de context, iar celelalte sau ceilalți care nu au avut un Crăciun care să le strânească amintiri plăcute, pentru că eu cred că sunt și astfel de oameni, avem șansa noi să facem și să reparăm trecutul printr-un alt comportament pe care să ni-l asumăm față de copiii noștri. Amintiri care nu se vor șterge din mintea lor, valori și comori pe care ei înșiși le vor plasa într-o ladă cu zestre, așa cum simbolic am numit noi această emisiune. Mulțumim pentru prezența astăzi. Dumnezeu să vă dea o sărbătoare cu folos și plină de semnificație. La fel dorim tuturor celor care ne ascultă. Să fiți binecuvântați! Lada cu zestre. Rubrică realizată de Cristina Olariu.